Vreau să spulberăm o discuție care e în spațiu public de vreo câteva zile. Dacă îmi permiteți. I-aș da cuvântul domnului Da, dacă Buzir. Nu mai sunt întrebări legate de acest subiect, cu permisiunea dumneavoastră, profit și eu de prezența dumneavoastră, vă spun bună dimineața și aș vrea să fac câteva precizări legate de alt subiect, și anume pomul de Crăciun. Sigur, nu credeam că e un subiect atât de important, dar am văzut preocuparea presei în ultima perioadă legat de costurile acestui brad de Crăciun. Pot să vă spun că încă din anul 2010 există preocuparea executivului primăriei Târgoviște de a confecționa un astfel de pom de Crăciun, pe care să-l folosim an de an și să se amortizeze în timp costurile. Anul acesta a fost o alocare bugetară de 100.000 de lei, o alocare bugetară propusă de executiv în urma unui deviz care a fost reactualizat, un deviz care a fost în 2010 și reactualizat, urmând ca apoi noi executivul să analizăm ceea ce ne propune Societatea Municipal Construct, societate, precizez, din subordinea primăriei Târgoviște. Deci acești bani nu se duc în altă parte, vin tot în primărie, se reflectă în salariile târgoviștenilor care muncesc la Municipal Construct. Astăzi sunt în măsură să vă spun că acest brad costă undeva la 27.000, la care se adaugă TVA, și de asemenea pot să vă asigur că va fi cel mai frumos brad pe care Târgoviște l-a avut în ultimii 25 de ani. 27.000 de lei. De lei, da. 27.000 de lei, adică cam de 3-4 ori cât costă cu montare cu tot un amărât din ăla de brad, pe care ți-e și rușine să treci pe lângă el. Bradul este un brad care este folosit, sistemul este folosit în București, Piața Unirii, Sibiu, Alba Iulia, Mediaș, în toată țara se utilizează o astfel de modalitate, o modalitate elegantă, repet, 27.000 de lei, și merg pe mâna domnului viceprimar să spun că va fi unul dintre cele mai... Păi nu, e prima dată când se folosește astfel de brad. Erau mai mulți, unul transporta, unul aducea, unul... Deci manta. Bradul era undeva la 8-9.000 de lei. Ca să înțelegeți, cu tot cu montaj, cu tot ce ar fi reprezentat. Numai că era urât.